Costică, Costică! Ce, dragă, ce s-a întâmplat? Costică, privește ce scrie la ziar. Mica publicitate. Aha, n-ai spirit de observație, citește mai jos. Sau nu mai cunoști literele? Ba da, cedezi nutri. Citește-te dacă știi mai bine. Ascultă, echipa de realizare a filmului Zâmbetul Cleopatrei anunță concurs pentru rolul principal. Se caută o persoană între 25 și 35 de ani care întronește condițiile necesare. Talie mijlocie, brunetă, zâmbet fermecător, valabil pe toată durata filmărilor. Înscrieri și probe zilnic între orele 10-14, strada Artelor numărul 7, la birou echipei de realizare a filmului Zâmbetul Cleopatrei. Eh, ce zici? Nu cred că mi se potrivește. Ah, dar ce, despre tine e vorba? Dar despre cine? Costică, Costică, vârsta între 25 și 35. Eh? Talie potrivită. Eh? Ah, brunetă. Șefa mea. Ah, Costică, tu n-ai o zic pentru tine, dragă. Zâmbet fermecător. Eh? Eh? Hey, sunt exact semnalmentele mele. Păi cine te-a pierdut pe tine ca să te de la mica publicitate? Of, Costică, află că eu aș fi cea mai potrivită în rolul ăsta. Îți dai seama, un afiș mare, mare, Zâmbetul Cleopatrei. Și eu, în prim plan, surâzând așa cu gura întreagă. Păi tu ai împlinit 36 de ani. Ei, și ce, ce îmi cere buletinul? Tu nu poți să zâmbești mie 5 minute, dar mi-te 120 într-un film de lung metraj. Costică, ești un retrograd. Eu mă înscriu la concurs. Treaba ta. Spune-mi cum zâmbești? Ca să-ți spun cine ești. Proverb adaptat umoristic-muzical de Octavian Iordăchescu. Gândul înțelept îl ascunde lumea în proverbe. Verbe. Ticule, ca să joci în film trebuie să știi și muzică? Trebuie, fetiță, trebuie, sigur. A, atunci pot să joc și eu în film. Serios? De exemplu, știi tu câte sinfonii a scris Beethoven? Da, uite că știu. Trei, Patetica, Eroica și a noua. Spune-mi cum zâmbești? Ca să-ți spun cine ești. Îmi pare rău, dragă, dar trebuie să ți-o spun. Cu rochia asta crezi tu că ai să impresionezi pe bărbații din comisie? Nu, fi serios. Ce, eu mă îmbrac să le placă bărbaților? Eu mă îmbrac să moară de ciudă femeile. Bună ziua. Bună ziua. Dumneavoastră căutați Zâmbetul Cleopatrei? Da, vă rog. Vi l-am adus, vi l-am adus. Mă bucur, unde e? Priviți profilul, umerii. Da, da, vă rog să ne dați. Pe noi ne interesează, în primul rând, zâmbetul. A, da? Păi dacă le facem noi pe toate, cascadorii dumneavoastră, ce treabă mai au? Zâmbește, fată frumoasă, zâmbetul tău e un poet. Te rog, zâmbește, nu fi sfioasă, eu te iubesc și te cred. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, în ochii tăi nu vreau să văd nori. Să fii ca ziua de luminoasă, ca gingășia din flori. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, zâmbetul tău unui poet. Te rog, zâmbește, nu fi sfioasă, eu te iubesc și te cred. Îmi umple viața a ei prezență și mă răsfață cu mângâieri. Ea e iubirea, e fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i veveriță sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește, apoi se încruntă ca de obicei. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, zâmbetul tău e un mic poet. Te rog, zâmbește, nu fi sfioasă, eu te iubesc și te cred. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, în ochii tăi nu vreau să văd noi. Să fii ca ziua de luminoasă, ca gingășia din flori. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, zâmbetul tău e un mic poet. Te rog, zâmbește, nu fi sfioasă, eu te iubesc și te                ![![![![![► Domnule,
da? Află că la noi s-a luat astăzi o hotărâre epocală. Da? Ce hotărâre? Am decis în unanimitate să nu mai fumăm și să nu mai bem cafea în timpul serviciului. Serios? Și atunci ce mai faceți? La dumneavoastră în birou se vorbește mult la telefon? A, nu, nu. Eu când sunt în birou vorbesc, dar când nu, nu. Patru mici, vă rog. Da, vă rog. Da. Da, vă rog. Poftiți cu muștar? Da, și două chifle. Poftiți, vă rog. Mersi. Spune-mi, te rog, din ce sunt făcuți mici ăștia? Din oaie. Aha, și oaia? Vai, ce plăcere să vă vedem. Ce mai faceți? Cum ați petrecut duminica trecută? Băi, nu prea bine. De ce? Păi am vrut să ieșim și noi la aer, dar ca am făcut, când am ieșit din gară, nu reușeam să găsim un restaurant. Iar când am ieșit din restaurant, n-am mai putut să găsim gara. Gara de nord, de o inimă cu ritm grăbit, când a plecat un tren, un altul a sosit. Ne-a sosit o scrisoare, drag. De-o cu să vedem de... De la Tudorică. Tudorică? Ce bine îmi pare, chiar că mă gândeam la ei. Felicitări. Ce mai faci? Ia, dragii noștri prieteni, având în vedere că se apropie ziua aniversării căsătoriei voastre, ne-am gândit să vă scriem câteva rânduri, să vă felicităm și să vă dorim sănătate. Mersi. Ne-am spus că poate trecem și noi pe la voi dacă tot ne-ați invitat. I-am invitat noi? Așa se pare. Poate tu i-ai invitat. Ce, parcă tu mă mai întrebi și pe mine când e vorba de așa ceva? Citește mai departe, hai citește. Ne-am spus că poate trecem și noi pe la voi dacă tot ne-ați invitat, dar din păcate nu vom putea veni. Ce spune, că nu pot să vină? Da, așa spune, că nu vom putea veni, așa că... Ce așa că? Ce vrei să spui? În definitiv m-aș fi bucurat. Foarte tare să vină. Tudorica și Mimi sunt foarte drăguți. Hai, mai bine citește, să vedem ce mai spune. Haide, citește. Din păcate, nu vom putea veni decât cu cel mult 3 zile înainte. Ia, ascultă, dragă, ce citești tu acolo, dragă? Un roman de aventură. Cu ce citești? Citești ce scrie. Da? Ia mai citește. Nu vom putea veni decât cu cel mult 3 zile înainte. Ce se... Ei, nu, că asta îmi place. Nu-i destul că vin neinvitați, mai vin și cu 3 zile înainte. Bine, măi, tanțo. Dar nu spuneai tu că îți pare foarte rău că nu vin și ei la ziua noastră? Păi îmi părea rău că nu vin, dar asta nu înseamnă că mor de fericire dacă vin. Auzi, cu 3 zile înainte. Dar știu că ăștia fac vizite, nu glume. Ia, citește mai departe, citește. Ce te uiți așa la mine, citește. Te nevoi, mă las. Păi, da, ce? Păi, da, mai se mai scrie, mai văd, uite, cu 3 zile înainte. Cu 3 zile. Taci. Cu 3 zile înainte. Să vă vedem, căci apoi plecăm la țară, la părinții lui Mimi, mai avem un rest de... Cediu, acum ai auzit ce am citit? Păi te cred că am auzit. Adică nu vin la noi, se duc la părinți, la țară. Halal, prieteni, ce zic ei? Noi trecem să vă vedem, să ne facem că nu v-am uitat, dar de fapt ne ducem la părinți. Pe la noi trec doar așa, ca prin sala de așteptare. Tanțo. Lasă, lasă, lasă! N-avem cu ce face față, nu? Ei află că la mâncare mă pricep eu mai bine decât părinții de la țară. Ca să nu mai vorbesc de magnetofon, radio, televizor. Dar ce spun eu, drag, află că chiar m-au jicnit. Tanțo. Ce mai stai cu scrisoarea aia în mână? Nici nu mă interesează! Păi stai, dragă, că mai sunt vreo câteva rânduri și gata, plecăm la țară, la părinții lui Mimi, stăm la ei 2 zile și apoi, pentru ziua voastră, venim la voi cu tot cu ei. Care cu ei? Păi cu părinții ei, probabil. Doamne, simt că nu mai ajung până mâine. Adică nu erau ei de ajuns. Mai aduc și părinții, stai, a? Stai, uite, stai. Spun că vin la oraș cu părinții și tragem la niște prieteni foarte drăguți. Cică? Oamenii ăștia își bat joc de noi. Adică vin în orașul nostru și trag la niște prieteni foarte drăguți. Că noi ce-om fi, dragă? Nu tot prieteni? Asta-i culmea. Spun că vin la noi și se duc la alții. Halal, prieteni. Stai, dragă. Ei, nu, stai, dragă, dar nu mai pot, dragă. Cum ar vin la mine? Stai puțin că mai urmează ceva. Păi de ce să vin? Și venim la ziua voastră cu tot cu prietenii noștri. Vezi, dragă? Vin totuși la noi, săracii. Și cu părinții și cu prietenii. Nu mai vii și tu supărată, tant. Gica apă, gica. Tanțo! Dumneavoastră, pe cine căutați? Zâmbetul Cleopatrei. Nu sunteți singuri.
Dumneavoastră ați dat anunțul ăsta? Care? Se caută persoană, talie mijlocie, brunetă, zâmbet enigmatic pentru rolul principal al filmului. Zâmbetul Cleopatra? Așa, așa. Noi. Perfect! Deci eu sunt persoana. Îmi dați voie? Cleopatru Pop. Îmi pare rău, dar Cleopatru... Da, așa a vrut tata că își dorea o fetiță. Înțeleg, dar cred că e o confuzie. De ce confuzie? Este totuși un rol feminin, știți? Cleopatru nu e Cleopatra, Cleopatra era... Lăsați să mai mă prelucrați, că atâta istorie știu și eu. Bine, bine, da. Da, vă rog să... Vreți să-mi spuneți ce vârstă aveți? 37. 37! Vă rugăm să le scuzați, nu întruniți condiții. Asta e părerea mea. Ospătar, da, vă rog. Adu-mi, te rog, încă o felie de pâine și 18 boabe de mazăre. Să fie în total 200 la garnitură. Da, mă uluiți? Cum te le-ați și numărat? Ah, din obișnuință, întotdeauna fac asta când o ascult cu atenție pe soția mea. Servus, dragă, ce mai faci? Mersi bine, ce-ți face fetița? A învățat să vorbească? A, de mult, acum o învățăm să tacă. M-ați chemat? Să trăiți. Te-am chemat, Georgescule, ascultă aici. Sunt numai ochi și urechi. Ia spune, ce se mai întâmplă pe la serviciul tău? Muncim harnic și util. Eu am întrebat ce se întâmplă, nu ce faceți. Păi, cum ați întrebat? Se întâmplă în general bine. Eh, bine, uite, uite, aici voiam să ajung, da. În general nu se mai întâmplă nimic. Așa că am trecut timp de când te-am mutat acolo, Georgescule. Așa e, a trecut. Dar eu am învecheat să nu se întâmple nimic rău. Să nu se întâmple nimic rău, Georgescule, da. Dar să se întâmple și ceva bine. Ne vom strădui mai mult decât până... Nu, nu, nu așa, Georgescule. Nu cu angajamente formale ne facem noi planul. Trebuie mereu inventat ceva nou, Georgescule. Ai priceput ceva nou? Am înțeles. Facem o diversificare a gamei de servicii. E așa, mă rog, așa ceva. Inventați, inovați, inițiați. Numai să nu mai aud mereu că e la fel și mereu la fel. Să putem raporta ceva nou la centrală. E clar, Georgescule? Clar, am o idee. Nu se poate. Așa, fără să te gândești? Mă gândeam mai demult la ea. Vroiam să o propun. Da, dacă ziceți că e nevoie de idei, o dau acum. Și așa, bravo, ce fel de idei? Cum mi-ați cerut dumneavoastră? O idee genială care permite diversificarea serviciilor noastre până la proporții de masă. Ia auzi, serios, dragă? Da. Da, ia să auzim. Da, fii scurt și la obiect, te rog. Vă propun să înființăm un nou serviciu. Așa, serviciul așa. De idei și sfaturi utile. Ei, cum adică? Adică un serviciu la dispoziția cetățenilor, indiferent de vârstă. Personal sau prin telefon puteți primi din partea specialiștilor noștri orice sfat doriți. Adresați-vă la SDISU. O poezie ocazională vă servește ZDISU. Doriți o nouă rețetă pe bază de fulgi de porumb? ZDISU la dispoziția dumneavoastră. Vă doare capul? Un telefon la ZDISU. Și nu vă doare capul. Orice, dar absolut orice solicitare are la noi rezolvare. Georgescu, nu-i ce credeam, dar e ceva. La urma urmei, un sfat nu-i mare filozofie. Gâște să fie. Mă scuzați, ce gâște? E, nu, e o glumă cu gâștele. Ah, care au salvat Capitoliul. Nu, dragă, ce rău. Se zice că tot primind de la un vecin amabil diverse sfaturi cum să-și vindece gâștele bolnave, uh-huh, un bietom a rămas fără nicio pasăre. Tare s-a mai întristat vecinul. El sfaturi mai avea, dar nu mai erau gâște. Da, am înțeles, nu vă place ideea mea cu ZDISU. Cum să nu, Georgescule, se aprobă, vai de bine. Da, îți dau un sfat. Un sfat. Unul singur, schimbă-i numele, ZDISU. N-are sonoritate, auzi și tu, ZDISU. Zi de pildă, NSD ALVP. Genial, genial. Dar ce înseamnă NSD ALVP? Esențialul, Georgescule. Adică noi sfaturi vă dăm. Aplicarea lor vă privește. Genial, genial. Ei, copii, acum să facem un alt exercițiu, da. Hai, scoateți tot ce aveți în buzunarele hainei, da. Și notați pe o foaie de hârtie, da. Georgescule, ai notat? Da. Eh, ia citește să vedem ce ai tu în cele două buzunare. Două găuri.
pare rău, dar v-am invitat la școală pentru a vă aduce la cunoștință un fapt neplăcut în legătură cu fiul dumneavoastră. Vai de mine, dar ce s-a întâmplat? Copilul dumneavoastră a copiat de la vecinul lui de bancă. Ce vă face să credeți asta? Ambii au făcut aceeași greșeală. Dar stați puțin, poate vecinul a copiat de la copilul meu. Nu, din păcate nu s-a întâmplat așa. Puteți să vă convingeți și singură. Am pus următoarea întrebare. Unde se găsesc insulele Azore? Vecinul copilului dumneavoastră a răspuns simplu: nu știu. În schimb, fiul dumneavoastră scrie și eu la fel. Iubitule, da, vrei să ne vedem mâine seară la ora 8? Desigur, draga mea, dar tu la ce ora ai să vii? Când noi ne întâlnim, eu uit cum te numești, tu uiți cum mă numesc. Vreau că nu înțeleg de ce ești supărat. Mai puțin și ești student în anul 3. Așa e, păi am și scris părinților să-mi trimeată bani pentru cursuri. Și? Mi-au trimis cursurile. Bună ziua. La dumneavoastră se dau probe pentru zâmbetul Cleopatra. Da, vă rog, poftiți dumneavoastră, tot în travestivre să jucați. Nu, am venit cu probele fiicei mele. Dânsa lipsește de localitate. Nu, dar n-are curaj așa. Și ce fel de probe ați adus? Fotografice. Am poze cu zâmbetul ei de acum 3 ani, de acum 2 ani și jumătate, de acum 2 ani. O poză de azi nu aveți? Da, una, chiar i-am făcut ieri 20. Da, și câți ani are fiica dumneavoastră? 4 ani și 7 luni, Cleopatra. Fotografia din care tu îmi zâmbești. Și ca Gioconda din orice loc, tu cu ochii mă tot urmărești. Fotografia care mereu parcă-ar vrea, de câte ori stau și o privesc, să îmi spună mereu altceva. Tăticule, merge și mama cu noi în oraș? Da, puișor. Nu e bine. Cum? Nu cred că o să-ți facă bine când o să vadă vitrinele cu moda de primăvară. Dragă, află că nu mai am cu ce să mă îmbrac. Vecinii îmi știu de acum toată garderoba. Nu e nimic scump, o facem schimb de locuință, ne costă mult mai ieftin. Vă rog frumos, nu vă supărați că vă opresc pe stradă, dar am impresia că eu vă cunosc. Vă cunosc de undeva? Se poate și mie mi se pare că v-am mai întâlnit. Da, dar de unde? Pe asta e că nu-mi dau seama eu de poate unde. Poate ați stat împreună la coadă, la sticle și borcane? Se poate, dumneavoastră unde le vindeți? În drumul Taberei. Nu se poate, că eu le vând în Berceni. A, și la dumneavoastră să stă mult? Nu-mi dau seama că eu iau la mine câte o carte și citesc. Nici nu știu când trece timpul. Bună idee, am să o preiau. Îmi dați voie? Vai de mine, se poate, să luați-o. Chiar mă bucur ca să vă fiu de folos cu ceva. Dar ne-am îndepărtat de la subiect. De unde vă cunosc eu? Poate de la băi. Nu cred, nu obișnuiești și n-am fost niciodată. Serios? Pe nici eu n-am fost. Poate de la mici? Care e mici? Nu știu, poate că am stat alături în tribună. Cu cine țineți dumneavoastră? Eu țin numai cu ai noștri. Care ai noștri? Păi ce, sunt mai mulți ai noștri? Păi sigur, eu de pildă țin cu Fece Baia Mare. Nu, eu nu mă uit la meciul dintre echipele noastre. Nu, doar când joacă Naționala sau vreo echipă de club cu alții din sănătate. A, înseamnă că de aici ne știm. Ați fost la Craiova, la meciul cu Spania? Nu cred, eu nu merg niciodată la stadion. Păi atunci acum? Păi eu doar la televizor și la radio, atâta. Înțeleg. Nu cumva aveți un frate geamăn? Păi nu se poate cu fratele, că pentru că atunci ar însemna că avem amândoi câte un frate geamăn pe care să-l vi întâlnim printr-o coincidență nemaipomenită, nu? S-ar putea. Dar eu oricum n-am niciun frate geamăn. Păi nici eu n-am. Poate mergeți cu 85. Nu merg niciodată cu troleibus. Păi mergeți des în Tijmigiu? Așa. Vă opriți la locul șahiștilor. N-am fost pe acolo de mult. Păi nici eu. Atunci eu vă cunosc din altă parte. Posibil, dar era și mea asta acolo, erați acolo? Eu nu, dar mă gândeam așa, mi-ar fi plăcut să vă cunosc. Să mai schimbăm o vorbă, două. Îmi pare rău, și eu aș fi vrut să mai schimbăm, dar n-am schimbat. Mai ales că păreți foarte simpatic. Și dumneavoastră, dar îmi dau seama că nu ne-am mai cunoscut. Precis, ca să vezi. Atunci lăsăm de altă dată. De acord, ce mai? Bine a zis și ne-a zis. Cum zâmbești? Ca să-ți spun cine ești. Mitica? Da, dragă. Vino, te rog, la telefon. Dar cine e? Șeful tău. Ulu, vine, dar ce vrea? Întreabă cum faci tu umplutura pentru sarmalele de primăvară. Florica, aștept o explicație. Da, vă rog. Pot să știu și eu de ce ați lipsit 2 zile? Vă rog să mă scuzați, a fost un caz de forță majoră. Așa? Veneam la birou, s-a iscat așa din senin o furtună și prietenul meu m-a invitat să ne adăpostim 2 zile la Sinaia.
Pulsul? Bun. Tensiunea? Bună, bună. Colesterol? Normal. Glicemie? La fel. După cum văd eu, doctore, toate sunt bune în afară de sănătatea mea. Am impresia că dumneavoastră nu prea știți ce înseamnă sedentarism. Da, îmi pare rău, așa e, dar știți, eu stau mai mult în casă. De fapt, nu prea știu de ce ați venit la mine. Așa e că nu v-am spus. Vreau să joc într-un film, Zâmbetul Cleopatrei, și mi-am pierdut simțul umorului. Ce ați pierdut? Simțul umorului. De câte ori mă gândesc la asta, mă umplu de nervi. Ce să fac? Da, gândiți-vă la altceva. Bună seara, scumpule, ia vino tu la mama. Bună seara, mama. Spune tu, scumpule, cum stai cu tema la engleză? Stau. Ia să vedem, așa, tema numărul 19. E, bine, bine, dar asta ce e? Lecția la japoneză. Păi doar atâta, nu se poate, trebuie să mai scriu o pagină. Și apoi să vedem la limba Urdu. Așa, ai o compunere, nu? Am făcut-o. Bravo, puișor, dragă, bravo. Mâine avem și muzica, nu? Avem. De ce ești așa de supărat, scumpule? Hai, nu fi trist, zâmbește. Hai, iubitule, gândește-te la Mozart, concertul numărul 3, sol major. Da, dar mâine am oră și de sculptură. Sculptură, puiule, sculptură. Sculptură. Perfect, așa, mam, așa trebuie. Lasă că o să-ți reușească. Nici lui Rodin nu i-a reușit din prima oară. Da, dar el nu făcea și Mozart. Nu-i nimic. Ia să punem noi la priză aparatul pentru ionizări, da. Și gata. Ia, respira adânc. Așa. Așa, oxigen mai zic și eu. Mama! Da, scumpule? Eu nu mă mai duc la cibernetică. Vai de mine, ce ai spus? Cum? Vai, dar te rog să nu mă bagi în mormânt. Ce mare lucru este un ordinator din generația a treia. Eu la vârsta ta cunoșteam rudele până la 17-a spiță. Ia să vedem cum este cu corpii și cu anticorpii. E complicat. Ba nu. Ce crezi tu, că savanții au înțeles totul dintr-o dată? Dar au înțeles ce e necesar, scumpule, absolut necesar. Hai, fii cu minte și vezi să nu uiți să-ți iei polivitaminele. Mama, vreau să și respir. Exact, era să uit. Așa m-am înțeles și cu tata. Tu te miști cam puțin și nu respiri aer proaspăt. Te înscriem la cursuri de patinaj artistic. Eu vreau fără curs. Vai de mine, dar prietenul tău din blocul de vis-a-vis a și înscris. Este o plăcere să-l vezi cum pleacă în fiecare zi dimineața la 6 la aer curat. La 6? Da. Și mai am o veste bună pentru tine. Tata ți-a aranjat un loc la cursurile de astrofizică. Ce zici? Nu mai am timp. Exagerez, dragul meu, exagerez. Și așa mai ai câteva ore libere. Ai, nu te bozumpla, îngeraj. Nu vrei tu să vezi cerul prin telescop? Da, dacă tocmai tu descoperi o stea nouă. S-ar chema steaua lui Gigel? Îți dai seama? Ce zici? Mă rog, poți să-i pui ce nume vrei tu, dar să fie un nume frumos. Gigel, ce faci, dragă? Vai, a dormit Gigel. Formidabil. N-am mai pomenit un asemenea copil lipsit de orice dorință de cunoaștere. Băiți, Căbă, tu înțelegi ceva din sportul ăsta, bă? Sigur că da, nene. Dacă vrei să știi, matale, atletismul este regele sportului. Serios, bă? Și atunci fotbalul? Fotbalul este ministrul de finanțe. Ei, îți place meciul? Da, nene. Dar de unde ai avut atâția bani să-ți cumperi bilet? Păi l-a cumpărat tata. Da? Și unde-i tatăl tău? Acasă, caută biletul. Aveți copii? Da, am 3 fete mari. Din păcate, până acum am doar un singur ginere. Nu vă faceți griji, eu am doar o fată și am avut până acum 3 gineri. Mamă, el este Paul. Oh, da? Încântată. Fă-te comod, dragă. Mulțumesc. Știi, mamă, el este cel despre care nu ți-am vorbit niciodată. Jamming for the first time. Îmi permiteți? Da, desigur, vă rog. Escalop are? Sau nu v-ați uitat în listă? Parcă da, dar n-am fost atent. Dar dumneavoastră ce serviți acolo? Ciuperci, cum se numește? Ciuperci? Da. Ospătar un cotlet, te rog. Ciuperci, deci, da? Cu smântână. Îmi bănuiesc că sunt bune, nu? Excelent. Așa e, întotdeauna te poți păcăli. Nu înțeleg. Știți că și o ciupercă otrăvitoare ca Amanita faloida are un gust excelent. Ce
Și credeți că... Nu, dar mă gândeam așa. Nu mai mâncați? Nu. M-am cam săturat și oricum e mai bine să nu te ridici de la masă giftuit. Adevărat. Vreți cumva să vă plimbați? Mărturisesc că aș face câțiva pași. Nu vă sfătuiesc. De ce? S-ar putea să vină furtună. Furtună? Cu un cer atât de senin? Voi, dar ce știți dumneavoastră? Tunetele se aud foarte rar la distanța de peste 20 de kilometri. Și credeți că acum tunetele... Cred că undeva bubuie. Da, e posibil. Atunci mai bine rămân. Rămâneți. Să vă mai întreb ceva. V-ați gândit vreodată că litera E se întrebuințează cel mai frecvent în limbile europene? Litera E? Mărturisesc că nu. Aflați dar că numai litera E este cea care se întrebuințează cel mai des. În franceză, de exemplu, se folosește de 184 de ori la fiecare 1000 de litere. 184? N-am numărat, ce să zic. Poftim, priviți aici o revistă și calculați. Cât mănânc eu, aveți vreme. Da, da. Și un pahar cu lapte, vă rog. 10. Numărați? Număr, da. Vreau să vă întreb ceva. Da, vă rog. Știți că fiecare cotlet micșorează durata vieții omului cu exact atâta timp cât durează să-l mănânci? Uai, dar cum așa? Uite, așa cum ați auzit. Atunci mai bine beau doar laptele. Nu! Nu, să nu faceți așa ceva. Nu, de ce? Nu știați, un pahar cu lapte conține mult mai mulți microbi nocivi decât un pahar cu apă minerală. Dar untul are vreo contraindicație? Mi-e foame. Aș mânca măcar o felie de pâine cu unt și miere. Mă rog, treaba dumneavoastră, vă luați singur răspunderea. N-ați auzit oare că albinele mor adesea din cauza paraliziei? Nu, n-am auzit. Aș vrea să ies puțin aer și să revin mai târziu la masă. Să reveniți? În loc să vă plimbați? Nu e bine? Cred că nu știți că vietățile care trăiesc închise au inima de două ori mai mică decât păsările, renii, caii de curse sau, mă rog, alte animale care fac multă mișcare. Atunci să alerg. Foarte bine, cât mai mult și cât mai departe. Atunci am plecat. Așa? Și mai aflați că există 0,76% cicălitori care amărâsc viața 99,24 de oameni dintr-o sută. Auziți, să-mi ia mie ciupercile. Aoleu! Ți-a plăcut, dragă, filmul? Enorm. Serios? Și despre ce e vorba? Nu știu, dar în rolul principal e Alain Delon. Locul intersecției. Pentru că e agent de circulație. Și de ce face într-un asemenea cuvânt? Îi arată fiecăruia unde trebuie să meargă. Dar de unde știe el unde merge fiecare? Ce frumoasă e primăvara. Soarele strălucește, păsărelele cântă, fetele salt. Unde-s gândurile tale, Dumitrache? Așa e când aspiri mult oxigen, ozon. Visezi. Și de aici din balcon am așa o imagine frumoasă. Văd tot bulevardul, mai bine închid ochii. Și dacă îi închid, nu se poate, nu. Nu e adevărat. Nu, ochii ăștia albaștri am mai văzut eu doar odată când eram student. Oare visez cu ochii închiși? Păi asta se poate. Dar așa treaz, în balconul meu. Câți ani o fi având? 20? Ba nu, 22. De ce 20? Așa îmi place mie. Și ce gene superbe, lungi, așa ca niște ari fremătând. Mă mir că nu le aud când clipesc. Nu are precis 19 ani. Dar de unde vine oare vocea asta melodioasă, pură, ca un cântec de Saint-Saëns? Ce aer, parcă te îmbată. 19 ani și îndrăgostită de mine, parcă o aud. Bună ziua! Bună ziua! Cine ești, dumneata? Un vis. Poate al dumneavoastră? Ce ziceți? Pe ce să zic, pe mine mă cheamă Vasile. Oh,
Ce frumos! Pe mine Izabel. Izabel, vai superb! Tot ceea ce mi-am dorit în visurile mele, cele mai frumoase, Izabel. Mă bucur, dragule. Stai, stai, te rog, alături de mine. Da, da, aici, stai aici, aici, aici. Cu cine vorbești, Vasile, acolo? Păi, cum să-ți spun eu? Pe Da, ia, faceți cunoștință. Ea e Irina. Încântată, Ioara, soția tovarășului Dumitrache. Sunteți colegă cu Vasile? Nu, aș putea fi femeia visurilor sale. Poftim? Nu știu, în ce sens, nu cumva sunteți... Nu, dragă, nu, Irina glumește, lucrează la noi, la contabilitate. Da, știi, trecea pe stradă, am văzut-o întâmplător și am invitat-o să bea o cafea în balcon. O să-și bea cafeaua și o să plece, ne lasă. De ce? De ce, dragule? De ce să înșelăm pe biata ta soție? De ce nu vrei să-i spunem adevărul? Care adevăr? Care, da, ce adevăr, tovarășa Irina? Nu, nu te mai chinui, Vasile. Înțeleg foarte bine. Ți-a spus, dragule, ce e de neînțeles aici? Dar nu o lua și tu în seamă, dragă. De altfel, te rog să mă crezi că nici nu cunosc pe femeia asta. Nu? Nu, nici nu vreau să o cunosc. Eu doar pe tine te iubesc, numai pe tine, Mioara. Vasile, dragă, dar te cred. Nu știu ce crezi tu, dar nu e cazul să te sperii. Izabela e colega mea. A glumit. Hai, dragă, să trecem dincolo, să-l lăsăm pe el. La revedere. La revedere. Fier ar să fie de primăvară. Mă jur să nu mai stau niciodată în balcon cu ochii închiși. Niciodată! Dacă nu vă supărați, aș dori să cumpăr un costum de schi. Avem exact ce vă trebuie. Abia l-am primit. Încercați-l pe cel roșu cu bleu, vă rog. E nostrim, e nostrim. Dar nu se decolorează? Vai de mine, păi fiți cum arată. Uitați-vă, nici nu se cunoaște că de 2 ani stă în vitrină. În dragul meu, te rog să mă ierți, dar trebuie să spun adevărul. Te-am mințit. M-ai mințit? Da, eu nu sunt actriță, ci coafeză. A, noi nimic, dragă. Nici eu n-am Ford, ci Mobra. Vă rog să-mi dați imediat condica de reclamații. Vai de mine, dar de ce vă enervați așa un moment? Vreau condica de reclamații. Știți, noi nu mai avem... Cum nu aveți? Nici condica de sugestii? Îmi pare foarte rău, dar n-avem. Inadmisibil, am să vă reclam. Am să mă duc... Auzit, dacă-mi permiteți, nu doriți să vă oferim în schimb caietul clientului? Ce anume? Un mijloc modern și eficient de îmbunătățirea serviciului. Ce e ăla, caietul clientului? Vă spun, dar să rămân între noi. E fosta condică de sugestii și reclamații. Da, și de ce ați botezat-o așa, mă rog? Vedeți, ne-am gândit că n-ar fi rău să mai modernizăm și noi câte ceva pe aici pe acolo. Și-ați schimbat caietul. Exact, dar nu e un caz singular, nu. Nu știu dacă dumneavoastră vă mai amintiți, dar în urmă cu mai mulți ani aveam și afișată în magazin o răsunătoare pe atunci lozincă. Clientul are întotdeauna dreptate. Da, parcă mi-aduc aminte, dar nu mai văd nici pe asta. Bă, nu v-am spus, era doar o lozincă fără acoperire în fapte. Am analizat, am luat măsuri și am schimbat conținutul. Ceva mai modern. Exact. Clientul are dreptate. E mai clar, mai tranșant, nu? Bă, dar nici ăsta nu mai e. Nu mai are cum să fie, pentru că în procesul de modernizare am constatat unele nemulțumiri ale clientelei. Și că am făcut tocmai aceste afișe, stârneau nemulțumirile. Deci am pus altele mai moderne. Interesant. Și cum a evoluat conținutul? Știți, la început ne-am cam hazardat, ce-i drept. Știți cum sunt întotdeauna experimentele de avantgardă. Pe parcurs am căpătat mai mult maturitate, nu-i așa? Și ne-am ponderat. Clientul are doar uneori dreptate. Exact. Formidabil, ați intuit perfect. Apoi a urmat o fază intermediară. Clientul are doar rare ori dreptate. O formulă cam ambiguă. Da, 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 exact. De aceea am și modernizat-o, transformând-o în clientul de regulă n-are dreptate. E un salt calitativ. Da, da. Și totuși este încă nehotărâtă formularea. Aveți dreptate, perfectă. De asta am și schimbat-o într-una mai categorică. Clientul n-are niciodată dreptate. E cu totul altceva, nu? Da. Dar nu văd niciunul dintre aceste afișe. Îmi pare rău, dar tocmai le-am dat jos pentru că vrem să punem unul nou. Mai modern decât celelalte. Oh, desigur, mult mai modern. Și mult mai acroșant. Încă nu știm, dar specialiștii noștri caută febril. Pot să vă dau și eu o sugestie? Ar fi minunat. Atunci puneți lângă caietul clientului afișul ăsta. Cel mai bine e fără client. Costică! Costică! Și e, dragă, ce s-a mai întâmplat? Costică, tu ai citit anunțul ăla de la mica publicitate? Nu, tu!
Filmul Zâmbetul Cleopatrei, rolul principal. Păi da. Costică, ce dată are ziarul? Păi să mă uit. Uite, așa, 16 martie 1950. Ah, Costică, m-am dus degeaba la coafor și la cosmeticiană. Nu e nimic, dragă. Spune-mi cum zâmbești. Ca să-ți spun cine ești. Proverb adaptat umoristic muzical de Octavian Iordăchescu. Gândul înțelept îl ascunde lumea în proverbe. Verbe. Au colaborat Constantina Mariței și Constantin Popa. Și de ce nu zâmbesc? Pentru că se știe cine sunt. Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Rodica Tapalagă, Constantin Vălterețu, Rodica Popescu Bitenescu, Alexandru Arșinel, Paula Rădulescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Redactor muzical Ion Barta. În sfârșit un om serios, redactorul Manole Pavel Dan. Ce ai zis?